Executările silite se pare că sunt cea mai viabilă metodă de recuperare a datoriilor pe care populația le are către societatea de termoficare din municipiu. În condițiile în care doar anul trecut au fost validate aproximativ 100 de titluri executorii pentru o sumă de peste 900.000 de lei, suma ce reprezintă datoriile locuitorilor de la 3 asociații de proprietari. În conturile termice au ajuns peste 500.000 de lei, iar pentru diferența de peste 400.000 de lei sunt în continuare procese. Factura către populații pentru luna decembrie 2013, care ar trebui achitată acum în februarie, a fost de 3.182.000. Ceva de văzut. Față de factura asta, v-am precizat în convorbirea anterioară că am încasat vreo 200 de mii. Cum credeți că veți putea totuși recupera aceste debite? Am înțeles că sunt și o mulțime de procese pe rol prin executări silite. Credeți că va merge mai bine? Facem de nevoie. Noi sigur că sperăm ca în continuare ritmul ăsta de plăți să se îmbunătățească, oamenii să înțeleagă că trebuie să plătească marfa pe care o consumă, pentru că dacă nu o plătim, nu se mai poate consuma. Așa, ca element de comparație, aș vrea să vă spun că numai energia pe care termică pe care am achiziționat-o în decembrie de la Bioenergie, factura este de 4.758.000. De la E.ON am achiziționat energie electrică, cu ajutorul căreia pompăm toată apa asta cu energie termică în rețea, de 774.000. Și de asemenea, de la ACET am achiziționat apă în valoare de circa 300.000. Toți banii ăștia, sigur că dacă nu îi plătim, unul dintre furnizori și cel mai expus este, să spunem, Bioenergie, nu va face față, că la rândul îi trebuie să plătească și el energie electrică, biomasa care o achiziționează. Spuneți-mi, în aceste condiții, în perioada următoare, există riscul debranșărilor de la căldură și apă caldă a populației? Nu știu, hotărârea asta ar putea sau ar fi îndreptățit să o ia administratorii judiciari, creditorii, sau poate interveni blocajul fără să hotărâm noi treaba asta. Adică dacă furnizorii principali de utilități, Bioenergie, E.ON sau ACET, întrerup furnizarea acestor utilități, evident că se întrerupe toată activitatea. În topul datornicilor conduce detașat Asociația de Proprietari numărul 33 cu suma de 759.000 de lei.